povestea unei întâlniri istorice între Adolf Hitler și Jesse Owens. Jesse Owens a fost un faimos atlet afroamerican care a participat la Jocurile Olimpice de la Berlin. Dintre toți atleții care au participat la acele Jocuri Olimpice, puțin au impresionat mai mult decât tânărul american de 22 de ani, care a câștigat 4 medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Berlin. Conducătorul nazist Adolf Hitler a dorit să folosească aceste momente speciale pentru a dovedi supremația rasei, așa zis, ariene. Însă, afroamericanul Jesse Owens a demonstrat contrariul. Cum? Prin modul în care a câștigat 4 medalii de aur, devenind astfel un simbol al sfidării politicii xenofobe a lui Hitler. Se spune că Adolf Hitler, nervos, ar fi refuzat să-l salute pe Jesse Owens. Numai că adevărul, potrivit unei cărți apărute în urmă cu ceva timp, povestea nespusă a lui Jesse Owens și Olimpiada lui Hitler, este cu totul altul. Autorul, într-un interviu pentru National Public Radio, a spus care este exact contextul în care s-a desfășurat acest eveniment. Întrebat de reporter dacă într-adevăr Jesse Owens a fost ocolit de Adolf Hitler, Jeremy Schaap a răspuns: nu este adevărat. Ați putea spune că Adolf Hitler ar fi putut găsi o modalitate de a-l felicita pe Owens pentru a recunoaște faptul că domina aceste Jocuri Olimpice. Dar ceea ce s-a întâmplat este mult mai nuanțat ca majoritatea miturilor care s-au ridicat din aceste jocuri. Voi încerca să rezum. În prima zi a jocurilor, doi germani câștigă medaliile de aur. Hitler îi felicită în loja sa, în fața a peste 110.000 de oameni prezenți pe stadion. El îi felicită și pe finlandezii care au terminat pe locurile 2 și 3 și care de altfel arătau mult mai blonzi și arieni decât germani. Numai că, la un moment dat, Hitler a părăsit stadion. Era exact momentul în care săritorul la înălțime afroamerican, Cornelius Johnson, câștiga medalia de aur. Deci putem spune că Hitler, în primul rând, l-a ocolit pe Cornelius Johnson. Chiar dacă germanii au încercat să-l scuze spunând că avea un program foarte strict și trebuia să părăsească stadionul, Hitler este confruntat de președintele Comitetului Internațional al Jocurilor Olimpice, care îi spune: fie îi feliciți pe toți, fie pe niciunul. Și se dovedește a fi mai puternic decât voința Führerului. Astfel, când Jesse Owens câștigă prima sa medalie de aur, Adolf Hitler este nevoit să-și onoreze angajamentul dat președintelui Comitetului Olimpic Internațional. De fapt, este silit să-l felicite pe Jesse Owens, iar Jesse Owens va recunoaște, spunând tuturor că Adolf Hitler nu l-a ocolit, pentru că umilința fusese atât de mare, cei care au lansat varianta absenței lui Hitler au fost chiar germanii. Numai că, după cum vedeți, adevărul istoric este cu totul altul. Voința Führerului a fost înfrântă de voința Comitetului Olimpic.